Doamne doctor, cât de mare este impactul acestor informații asupra pacienților cu boli cronice? De exemplu, la cei cu diabet. Unde contează exact cum se hrănesc și cu ce se hrănesc? Impactul este foarte mare, este... Ce să vă zic? Diabetul este o boală și putem, Ionut, să ne uităm la această imagine. Avem o schiță aici și o să explic diabetul pe această schiță. Diabetul este o boală despre iubire. Am vorbit și în alte emisiuni. Cei care nu se iubesc, de exemplu, pe sine de ajuns și se sacrifică pentru cei dragi mai mult decât pe ei, mai mult decât propriul suflet divin. De unde știm sunt complicațiile care apar la nivelul diabetului? Deci, cumva, diabetul este cam în zona asta, pentru că e legat de pancreas. Observăm aici. Deci complicațiile sunt cardiace, o să vedeți, de asta spun că este o boală de inimă, pentru că complicațiile sunt ale inimii și, de exemplu, poate să fie infarct sau poate să fie accident vascular cerebral, deci legate de aparatul cardiovascular și de inimă de iubire. În medicină, diabetul, da, deci legat de pancreas, este o dereglare metabolică, spuneam, iar în medicina chinezească, este foarte interesant că meridianul splină pancreas, pentru că sunt legate, este conectat cu inima. Și anume cu inima respectiv, cu inima și cu intestinul subțire, adică cu al doilea creier, da? Că uitați-l aici. Și, practic, cu alte cuvinte, energia din inimă și din intestinul subțire hrănește splina, pancreasul și stomacul. Observăm aici. Splina, dacă ne uităm, este legată de imunitate și acest lucru explică complicațiile din diabet cu infecții trenante. Știți că cei cu diabet au foarte multe infecții care sunt greu de vindecat. În diabet, deci sunt implicate așa, inima, intestinul subțire, splina, pancreasul, aparatul vascular și multe organe digestive, cum spuneam. Deci este foarte important ce mâncăm și cum mâncăm. Mesajul bolii este acesta al diabetului. Dacă până acum nu ai avut grijă de tine, pentru că așa fac cei cu diabet, nu au grijă de ei, de acum, cu diabet, tu contezi. Va trebui să ai grijă de tine sau mori. My blood sugar was 441. I had 5 blockages. 2 of them were 100%. 2 was 80 and 1 was 70%. I was on 13 pills a day and 2 shots. I had 7 stents in my original right coronary artery. They just kind of dismissed that it was anything to do with food, that it was more family genetics, that I had a double whammy because I was diabetic. Since the days of Hippocrates, there's almost been a basic covenant of trust between the caregiver and the patient that wherever possible, the caregiver is going to share with the patient what is the causation of the illness. And today in cardiology, generally that's just not being done at all. Not at all. We cut people open, we bypass their clogged arteries, you tell them they were cured, and more often than not, they would go home and do all the things that had caused the problem in the first place. You know, smoke and eat junk food. And more often than not, the bypasses would clog up and we'd cut them open again, sometimes 2 or 3 times. And so for me, we were literally bypassing the problem. We weren't really treating the underlying cause. If you had a nail stuck in the bottom of your shoe, and every time you step down, it hurts your foot because that nail's poking your foot. I could give you some Tylenol or Advil and say, well, just keep going on. Or I could say, I believe we found the cause. Let's remove that nail from your shoe and you don't need any medication. That's the way it is with a whole food plant-based diet. As a youngster, my own family had a lot of health issues. And as a kid, I remember my 2 favorite uncles having to have bypass surgery. And these were people who I loved. And they were never the same after the surgery. And then one day, I started waking up with the most severe pains in the morning. I just knew something was really bad, but I kept thinking, maybe it'll just go away. You know, I just wanted to believe anything, but oh my goodness, I've got some heart issues. I went to the Cleveland Clinic. I had 100% on my right artery blocked, and 2 at 65%. I had a hardening of the right side of the artery. I also had left bundle block. I had an enlarged heart, I had leaky valves, I was a real mess. Even though we tend to think of advances in medicine as being a new drug or a new laser or something really high-tech and expensive, in our studies over the last almost 40 years now, we've used these very high-tech, expensive, state-of-the-art scientific measures to prove how powerful these very simple and low-tech and low-cost interventions can be. And we found for the first time that not only can you help prevent disease, but you can actually reverse it in most cases. What Ornish showed, 1990,
in the most prestigious medical journal in the world, he could measure and show that the arteries were opening up without drugs, without surgery, just, you know, plant-based diet and other healthy lifestyle changes. After that publication, no one else should have died of heart disease. We had the cure, we've had it for decades, yet hundreds of thousands of people continue to die from this preventable, treatable, reversible disease. The catheter is again in the aorta, now in the left main, and injecting dye into the left main. And if you look very closely, I'll slow it down, you can see there's a significant narrowing of the vessel right here. See, this is a normal vessel here. This is a circumflex vessel. And if you look right here, it's very hazy. And so that's a cholesterol plaque that is limiting the flow significantly down this vessel. So the patient comes in with a heart attack or comes in with chest pain. Most of what I do are coronary artery bypass grafts. You know, Oklahoma is number two in the nation for death from cardiovascular disease. And it's because of the way we eat. There's no question about it. About 6 years ago, I woke up with left arm pain. I went to my cardiologist. My cholesterol was 494. My triglycerides were over 3,200. I had a stress test. It was abnormal. I had an 85% blockage of my left anterior descending, an 80% a little further downstream, and a 70% of my right main coronary. And he said that it was too big to stent, so he recommended I have a triple bypass. It was like a slap in the face because it just never crossed my mind that that would happen. So many of our friends had, you know, had this happen, and they went in and they had the stents and they were fine, and that was what we were going to do, you know. So it was a real wake-up call. One of my partners recommended that I read the China study. I had read that the Saturday before the arteriogram. And in that book is mentioned Prevent and Reverse Heart Disease by Dr. Esselstyn. And so I found that book, read it literally that day, called my cardiologist and said, I think I want to try diet before I have bypass. And it literally scared him to death. Don't let your culture hold your heart hostage. Hey, it's in the family genes. I'm going to get it. I'm going to die of something. Why not let me eat what I want to eat and enjoy life? I hear that all the time. It's very common for people who have a family history of heart disease to have a family history of eating a very poor, low nutritive quality diet, high in junk food, high in salt, sugar, and fat. One of my sites that I work at is a heart hospital. I see patients that come in there not infrequently who are about my age, built like me, that come in with heart attacks. They're thin and healthy on the outside, but on the inside, their arteries are filled up with saturated fat and cholesterol and inflammation. They're very surprised by it when it happens, but I see how my friends eat after a bike ride, for instance. Exercise is great for many different reasons, but exercise alone is not enough. And a plant-based lifestyle is incredibly beneficial because it reduces the risk of so many diseases that affect us. The whole truth will come out one of these days. Truth cannot be suppressed for too long. Erectile dysfunction to a urologist is ED, but when a cardiologist hears ED, that's early death. Erectile dysfunction is sort of the bad boy on the block because nobody wants to talk about it. But in general, the statistics are pretty earth-shattering, right? Roughly 40% of men at age 40, 50 at 50, 60 at 60, and then by the time we're 100, we're all in trouble. The problem is, when a person develops ED, that's the first sign that there's some problem in the blood vessels. The pathophysiology is the same as coronary artery disease. The obstruction of the arteries to the penis by plaques that develop in there. They're much smaller arteries going to the penis than to your heart, and that's why we typically see those symptoms develop first. Most people don't realize that cardiovascular disease is a systemic disease process. That means if you have a heart attack, you're at risk for ED and peripheral arterial disease and stroke and dementia. And so in short, people need to realize that when they have a stent and they fix one little area, it does not cure the problem. It simply solves one little spot. And so ED is no different. It's kind of a warning signal that, well, that's not working well. And if that's not working well, we know you're not getting the oxygen supply to your brain and to your heart.
Where cardiovascular disease has its inception is when we progressively destroy the capacity of our life jacket and our guardian, which is the innermost layer of the artery, the endothelium. The damage to the endothelium begins when an excess LDL cholesterol is absorbed into the artery walls. The resulting inflammatory response triggers immune cells called macrophages. They enter the vessel wall and begin to gobble up the excess cholesterol, creating these foam cells. Now these large cholesterol-laden foam cells accumulate, resulting in plaque buildup from the inside out, causing a pimple-like area to bulge into our artery passageways. Over time, the covering of these pimples can rupture, triggering a blood clot that can block normal blood flow to an area, resulting in a heart attack or a stroke. Doamne doctor, lucrurile stau foarte simplu. Avem la îndemână soluții să ne hrănim mai simplu, cu hrană mai puțin procesată, mai puțin și cu mai puțină carne și derivate, adică post, să postim. Da, așa este. Eu aș vrea să vă arăt aici, dacă se poate, Ionuț, să faci o mărire. Aș vrea să le arăt telespectatorilor. Știți, piramida, noi avem o piramidă aici a alimentației corecte. Și observați că aici ne spune foarte clar, la bază scrie așa, mișcare zilnică și monitorizarea greutății, adică să avem cântare în casă și să alergăm. Ar fi bine să alergăm, să facem mișcare. Apoi, pe partea stângă, arată legume, 4-5 porții, cereale integrate, leguminoase și multă apă, da? Iar pe partea cealaltă, multe fructe, uleiuri vegetale, fructe uscate și semințe. Și cumva baza acestei piramide este și partea cea mai mare a piramidei, adică noi ar trebui așa să mâncăm baza și foarte rar și foarte puțin și cât mai puțin și ocazional restul, adică lactatele, ouă, pește, pui și de asemenea apoi carnea și produsele și toate produsele care sunt dulciurile și zahărul și așa mai departe. Deci cu alte cuvinte, dacă noi am respectat această regulă, adică să mâncăm foarte mult aici din partea aceasta și foarte puțin, să zicem un sfert de farfurie restul, să știți că ar fi regulă. Și de ce ar fi rău să postim până la urmă permanent? Că așa apare, că postim permanent. Pentru că unii o fac, de exemplu călugării, da? Au o alimentație destul de simplă, știți asta. Deoarece ei nu sunt focusați pe plăcerea de a mânca cum suntem noi. Noi mâncăm delicatese, mâncăm tot felul de lucruri la restaurant, hrană cu aspect și gust deosebit. Ei mai degrabă sunt aplecați doar spre dialogul interior cu ei însuși și cu Dumnezeu. Și au dus acest mod simplu de a se hrăni la rang de virtute, pentru că reușesc și la nivel de obișnuință, pentru că sunt consecvenți. Exact, deci ei practic postesc, să zicem, sever în post și duc un post mai ușor, dar în restul timpului, practic, e pe termen foarte lung, e un stil de viață, să zicem, diferit. Ei poate știu mai bine ceva, da? Pentru că sunt niște persoane spirituale, știu mai bine că legumele, de exemplu, și plantele pot fi medicamentele noastre naturale, lăsate de Dumnezeu să ne hrănim, dar și să ne vindecăm cu ele.
foarte reținut, dar să ne întrebăm de ce o fac. O fac din penitență, o fac din dogmă sau un scop spiritual? De exemplu, pentru a crește vibrația gândurilor și emoțiilor pe care le au. Alimentația obișnuită cu carne, pe care noi o mâncăm de obicei, te îngrașă. Toate kilogramele în plus trebuie să știți că, de fapt, conțin toxine și acest lucru afectează foarte mult mentalul tău. Am avut de curând o pacientă, de exemplu, în cabinet, cu probleme renale și ajunsese la dializă, rinichii ei nu mai puteau elimina toxinele și acestea îi afectau creierul. Pacienta era foarte agitată, deci pur și simplu nu putea să stea pe loc, n-am putut să o consult, nu putea să stea pe scaun, era nerăbdătoare, era emoțională și practic nici la Raiocomp de-abia a rezistat 30 de minute cu eforturi. De aceea, când ți-i post, te detoxifici natural, reglezi atât corpul fizic și cel mental emoțional, iar în final îți ridici vibrația spirituală. Exact. Am văzut și cum se hrănesc călugării din muntele Athos, am văzut și cum se hrănesc călugării din România, am văzut și cum se hrănesc călugării ortodoși din Norvegia, din Franța, etc. Seamănă destul de mult acest mod al lor de a se alimenta. Ei se bizuie pe faptul că universul biologic din jurul lor și din jurul nostru, cum spunea Părintele Stăniloae, trebuie abordat și tratat euharistic. Nu avem voie să lezăm leagănul creației sub nicio formă. Ori astăzi se întâmplă în lume și în România un pic mai mult decât în restul țărilor europene, ca universul biologic din jurul nostru să fie profund lezat. La capitolul 1 din Geneză, la versetul 29, apare alimentația omenirii până la potop. Hrana voastră să fie semințele ierburilor și roadele pomilor. În traducere liberă înseamnă gramineele, adică cerealele și fructele. Ei bine, după potop apare o lărgire, o permisivitate asupra alimentației, dar astăzi, în vremea Noului Testament, avem un alt concept. Pe scurt, le vedem pe fiecare. Dar astăzi se poate dovedi științific că un om poate trăi numai cu cereale și fructe, dacă vrea, nu e obligatoriu. Nu poate trăi însă numai cu ouă, numai cu lapte, numai cu carne sau numai cu pește. De ce? Pentru că cerealele și fructele au o complexitate de principii nutritive care le asigură supraviețuirea în orice condiție. Să nu înțelegem că e greșit dacă mâncăm și altceva. Noul Testament spune așa, poți să mănânci carne, dar bine este să nu mănânci. Noul Testament spune că poți mânca orice oferă Dumnezeu ca mulțumire și n-ai voie să respingi tot ce oferă Dumnezeu din vreun motiv că nu ar fi bun. Părintele o să ne spună, dacă susții că ceva din hrana oferită de Domnul nu e bun, trebuie să te spovedești, să-ți dea dezlegare. Ei bine, călugării nu sunt absurzi. Vă dau exemplul Sfântului Atanasie cel Mare, care la fiecare masă mânca 3 chifle. Călugării lui, el era și stareț, călugării lui, l-au clevetit. Și-au spus, domne, e cam mâncăcios starețul ăsta nostru. El a auzit bârfa asta și într-o zi a convocat la masă și le-a zis, vă poruncesc astăzi să mănânce fiecare cât poate. Toți călugării au mâncat 2 chifle. El a mâncat 12.
Și abia atunci au realizat ei cât de mult se înfrâna el față de ei. De 4 ori mai mult. Încât și astăzi, dacă un călugăr are o neputință, dacă are el o anumită particularitate a metabolismului lui, nu este interzis să mănânce mai mult decât ceilalți. Și invers, sunt călugări care cer binecuvântare să mănânce mai puțin decât mănâncă obștea ca să se înfrâneze, să exerseze înfrânarea, etc. De fapt, în lumea modernă, astăzi, omul mănâncă mai mult decât are nevoie. Asta dovedesc studiile științifice. Un autor francez spune că omul mănâncă astăzi o treime pentru supraviețuirea lui, o treime pentru industria alimentară, să câștige și ea ceva, și o treime pentru doctori, că trebuie și noi să trăim pe lângă mâncăcioși. Ei bine, care este ritmul meselor într-o mănăstire? În Europa, în Anglia, ați văzut că e cu breakfast, cu 10 o'clock, cu 5 o'clock, cu supper, cu lunch, cu dinner, cu... Se ridică așa. Călugării mănâncă de 2 ori pe zi. Din toate timpurile. Acum câțiva ani, un cercetător englez a marcat radioactiv, puțin, bineînțeles, alimentele. Și le-a dat subiecților pe care se experimenta. Urmărind trasabilitatea unui aliment în organismul omului, a ajuns, fără să aibă habar de Teodor Studitu, de așa, în paranteză vă spun că el a condus o lavră cu 10.000 de călugări în pustia Egiptului. A ajuns la concluzia că pentru a nu suprapune faza de ingestie cu faza de absorpție, cu faza de metabolizare și cu faza de excreție, omul e bine să mănânce 2 mese pe zi. Deci după 1100 de ani de la Teodor Studitu, știința confirmă că acest ritm al meselor este ideal. Că dacă în moment ce organismul excretă urina sau transpirația, etc., vii și mănânci din nou ceva, tot procesul de excreție se oprește pentru ca să acorde importanță mâncării nou venite. Ei bine, am auzit cu toții de așa numitele OMG-uri, organisme modificate genetic. A fost întrebat un student în America ce înseamnă OMG. Și el a răspuns, oh my God! Aceste organisme modificate genetic sunt o noutate. Tot în geneză, în capitolul 1, versetele creației, după fiecare verset al zilei a 3-a, a 4-a, a 5-a, există o sintagmă fundamentală pentru existența omului pe pământ. Și a fost bine așa. Ce înseamnă acest și a fost bine așa? Dumnezeu, fiind un Dumnezeu al perfecțiunii, nu putea crea o specie imperfectă. De aceea, tentativa lui Pioneer și Monsanto de a modifica genetic speciile este una, aș putea să-i spun criminală, mă rog, dar nu e elegant, mai cu seamă la Institutul Cultural Român, dar e bine să știți că acum 3 ani ei au făcut un lobby foarte puternic la Bruxelles pentru ca și în Europa să se cultive organisme modificate genetic. În Europa nu se cultivă, doar se vând 25 de milioane de tone de soia modificată genetic aduse din America de Sud. Erau cât paci să reușească dacă n-ar fi venit profesorul Eric Seralini, un francez, cu câțiva șobolani hrăniți cu porumb modificat genetic timp de un an.
și pe spinarea lor erau cancere mai mari decât șobolanul. Ăsta a fost motivul pentru care deocamdată am scăpat. Dar se insistă în continuare cu aceste OMG-uri. În ce fel este corupt universul biologic de către ființa umană? Vă dau doar o frază ca să înțelegem. În anul 1830 a apărut pentru prima dată zahărul în istoria umanității. Organismul uman nu este obișnuit să mănânce dizaharide, ci numai zaharide complexe. În 1880 a apărut făina albă pentru prima dată în lume. Organismul uman nu e obișnuit să mănânce făină albă, adică cam 60% din conținutul unui bob de grâu și din acest 60%, cam 80% e amidon. Peste circa 10 ani au apărut sărurile nitrice, tot pentru prima dată în istoria civilizației umane. Bucuroși că stimulează plantele și cresc mai mult, mai mult, mai mult, așa, cantitatea, cum s-ar spune, imunitatea plantelor a scăzut, au fost năpădite de insecte și microbi și au trebuit să apară insecticidele. Și cam până anii 1950-60 au început să apară eurile, de data asta pentru satisfacția proprie a papilelor gustative. La ora actuală, din 1000 și ceva de euri care s-au perindat de aditivi de-a lungul timpului, unele au apărut, unele au fost scoase, așa, există vreo 20-30 dovedite ca fiind cancerigene și care circulă încă în lume. Vă dau și un exemplu, o actualizare. Benzoatul de sodiu din băuturile răcoritoare e trecut pe lista substanțelor cancerigene în toată Europa. Și ele se pun numai în băuturile răcoritoare din România. Dacă vă duceți la Paris și beți o băutură răcoritoare, este cu sorbat de potasiu. Și oriunde în Europa. Despre modul cum omul a alterat mediul biologic și nu numai, se poate vorbi zile întregi. Să vedem ce spune Biblia despre igiena muncii și igiena somnului, cu care călugării sunt foarte atenți. Foarte atenți. Ei așa, grosomodo, spun 8 ore muncă, 8 ore odihnă, 8 ore rugăciune. Uneori se încadrează în ritmul ăsta, alteori nu, dar nu sunt departe. Există în Psalmul 103 un verset care spune: ieșiva omul la lucrul lui până seara. Nu spune până noaptea, nu spune până a doua zi dimineața, dar abia în secolul XIX au apărut muncile de noapte. În Anglia, acum. Trenuri, vapoare, avioane, pompieri, etc. Și uneori abuzul de muncă, poate chiar nejustificat câteodată. În Japonia există un sindrom pe care îl învață doctorii la facultate, care se cheamă sindromul muncă-moarte, pe românește. Work death. Ei bine, de-abia acum, vreo 20 de ani, a apărut primul studiu care se cheamă patologia oamenilor care au locuit în orașe unde nu s-a lăsat întunericul niciodată. Prima cercetare s-a făcut pe trei capitale: Paris, Tokyo și Londra, cred, sau Washington. Ei bine, s-a observat că în aceste orașe unde nu s-a lăsat întunericul niciodată în ultima sută de ani, ăsta a fost criteriu, oamenii au ceva mai multă insomnie și ceva mai mult cancer de sân. Pentru că organismul uman, așa este făcut el, că există un ritm circadian al unor
hormoni, al unor mediatori chimici, încât nu avem voie să forțăm ritmurile biologice și să nu le scoatem din armonia cu ritmurile universale. Acest lucru este extrem de important. Extrem de important. În alt verset spune: sculat-o m-am la miezul nopții să te laud pe tine, Doamne. Dacă s-a sculat la miezul nopții, e clar că s-a culcat cu mult înainte, cu câteva ore cel puțin. În toate mănăstirile care le-am vizitat, pot să vă spun că de departe cerealele și fructele sunt în procentul cel mai mare la mesele lor. Ei se feresc de carne, 99% cred că din mănăstiri nu mănâncă carne, are și Noul Testament ceva împotriva cărnii, dar ceva punctual. Carnea jertfită idolilor, sângele și animalele sugrumate sunt interzise de Noul Testament. Ei bine, igiena trupului, un cuvânt doar, și o să închei după aceea. Sunt oameni firești, ca și noi, și desigur că au această igienă și trupul lor, în general, are mai degrabă niște miresme decât niște mirosuri neplăcute, pentru că alimentația este curată, e corectă, e curată. Astăzi, mai degrabă fac o trimitere la ce se întâmplă astăzi, s-a dovedit științific că omul este făcut din circa 1 miliard de celule și 10 miliarde de microbi. Asta este anatomia ființei umane. Acești microbi, în totalitatea lor, se cheamă microbiom. Ei sunt microbi buni, microbi saprofiți, microbi care ne feresc de microbii răi, care ajută la digestie, care ajută la dezintoxicare, care ajută la un echilibru între flora saprofită și cea patogenă, și dacă omul ar elimina pe vreo cale tot microbiomul lui, ar muri în câteva zile. Am cazuri în cabinet cu femei, mai mult femei, obsedate de curățenia trupului lor și care își spală cavitățile lor, conductul auditiv extern, vaginul, intestinul, cavitatea bucală, etc., exagerat de mult, atât de mult până când își distrug flora saprofită. Toți acești oameni fac câte o boală a mucoaselor respective. Și de obicei o boală infecțioasă, pentru că dispărând flora saprofită, invadează flora cealaltă. Și în fine, cum guvernează călugării stresul lor? Să nu vă imaginați că nu sunt stresați. Asta, am mai auzit păreri așa în cabinet, am văzut la mănăstire cum stau acolo, o duc bine. Nu e așa. Părintele Arsenie Papacioc mi-a spus odată așa, el a stat vreo câțiva ani, nu știu exact cât, cred că vreo 9, în pusnicie, ca eremit, cum spun englezii. Noi spunem pusnic. Și el spune așa, cât timp este călugărul în lume, se luptă cu oamenii. Când este în izolare totală, în munte, vine diavolul personal la el. Nu mai are oameni în jur prin care să lucreze. Da. Eu pot să spun că sunt un fel de doctor al călugărilor, pentru că vin mulți, așa, raportând la câți mireni, câți călugări vin, poate și pentru faptul că am fost un număr de ani profesor la ei, la teologie,
și le știu așa, uneori și intimitățile lor, și ei se antrenează foarte mult, numai că antrenarea lor este rugăciunea, postul, în conceptul ortodox, postul nu este o virtute, este o armă care e la îndemâna omului. Și mai cu seamă învață încă de când intră în mănăstire să ierte mereu pe fratele lor. Vă mulțumesc. Doamne doctor, ce ne recomandați în finalul acestei emisiuni? Aș vrea să ne uităm la această imagine, dacă se poate, pentru că este foarte sugestivă. Așa arată o persoană care se hrănește cu legume, cu fructe, și așa arată o persoană care se hrănește normal, să zicem, sau cum mâncăm noi de obicei. Este foarte sugestiv. Vă recomand, deci, să studiați, să învățați să vă hrăniți sănătos fiecare. Să învățați rostul postului și beneficiile lui. Și să postiți. Emisiunea a ajuns la final. V-am transmis aceste informații cu scopul de a avea grijă de dumneavoastră, mai ales că ne aflăm și în postul Paștelui. Și pentru că ne dorim să învățați să vă hrăniți sănătos.